Evenimentul a fost organizat într-un timp destul de scurt, dar mă uit la dumneavoastră, toată lumea bună este aici. Vă mulțumesc cu deosebit respect. Astăzi, Federația Comunităților Evrești, Fundația Filderman, împreună cu editura Albatros, vor avea bucuria lansării unui volum deosebit de important pentru istoria evreimii din România, o carte a doctorului Wilhelm Filderman, realizată în anul 1925 la București, o carte care este un volum de statistică și o istorie clară și certă cu cifre, nume și evenimente. O să vă mulțumesc în numele fundației, numele meu este Janina Ilie, sunt director executiv al fundației Filderman. Vă mulțumesc și o să rog pe domnul președinte, dr. Aurel Weiner, să preia evenimentul de aici și să facă domnia sa oficiile de gazdă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Janina! Nu, cât apăsați pe clapetă, funcționează. Dacă nu apăsați, nu, am un microfon. Coborăți microfonul un pic mai bine. Onorați membrii ai acestui panel, să zic, personalități distincte. E bine. Așa. Acum. Nu, dacă e pur. Se aude acum. Se aude, se aude. Dacă țineți pe clapetă, apăsați. Acum se aude. Deci, stimați membrii ai acestui panel constituit din personalități de prim rang. În primul rând, academicianul Răzvan Teodorescu, vicepreședinte al Academiei Române, și vă rog să vă alăturați mie pentru a adresa felicitările cele mai călduroase și urări de sănătate multă și de spor foarte, foarte important în activitățile sale, nu numai de academician, ci de om al cetății. Din toată inima îl felicit și vă rog să-l aplaudăm și îl felicităm cu toți. Domnul academician Răzvan Teodorescu este, pe lângă toate celelalte, și un foarte autentic prieten al evreilor. Nu de azi, nu de ieri. A avut legături încă cu Federația pe vremea rabinului Rosen, la academician Cajal mai cu seamă, și, bineînțeles, în anii de când sunt eu, a fost mereu prezent cu dăruire totală și cu dorința de a pune în valoare imensul volum de cunoștințe de tot felul pe care nu ezită să le răspândească. Domnule academician, vă mulțumesc din nou și pentru faptul că sunteți la această manifestare organizată în principal de Fundația Filderman, fundația care îi poartă numele și care datorează mult în activitatea sa doamnei Janina Ilie, un om minunat, dăruit întru totul lucrurilor de bine și pentru binele oamenilor. Lângă mine se mai află un domn cu totul special, domnul Milca, profesor universitar la SNE. Poftiți? Doctor. Doctor. Doctor, da. Doctor, când ești profesor, n-ai voie să nu fii profesor. Nu de așa. La SNSPA, persoană care mă cunosc de mulți ani, de pe vremea în care lucra în presa economică și îi admiram foarte mult contribuțiile săptămânale la Economistul, dar de ce să nu spun, m-a impresionat teribil când a scris o carte despre Holocaust. Domnul Milca, care nu e evreu, e român, și s-a îndreptat pentru prezentarea acestui subiect.
Îmi amintesc că atunci n-am ezitat niciun moment să-i adresez felicitări și mulțumirile noastre, că nu neapărat oamenii din etnia aceasta, din poporul evreu, scriu despre suferințele evreilor. Vă mulțumesc și acum, domnule. Și mă bucur că v-ați alăturat acestui grup care lansează astăzi o carte a lui Wilhelm Friedermann, mare lider evreu, un român autentic, a luptat în primul război mondial, a suferit, a fost decorat, apoi a fost foarte prezent un timp în viața politică românească, a fost membru marcant al Partidului Național Liberal și în același timp a devenit un conducător, un lider al evreilor din România, al unor organizații sub diferite denumiri atunci. Uniunea Evreilor Pământeni, el a făcut ca această uniune să se să schimbe titulatura în Uniunea Evreilor Români, iar apoi a fost un constructor al unificării organizațiilor evreiești din România. Să nu uităm, în România de atunci, dinainte de război, cifre sunt mai multe, dar eu să mă limitez numai la cifrele recensământului general al populației din 1930, când apar 730.000 de evrei și vreo 750.000 de persoane de religie mozaică. Erau mai mulți de religie mozaică decât numărul de evrei. Motivul e simplu, nu uitați că la recensământul din 30 a intrat și populația din Ardeal, din Ardealul de Nord, care a revenit la România după ce a fost o vreme nu scurtă atașată statului maghiar și acolo oamenii se declarau maghiari de religie cutare. La noi nu este această formulă, la noi formula român, evreu sau altă naționalitate. E bine, acestea au fost cifrele de atunci. Gândiți-vă că oamenii erau organizați în comunități. Eu am să vorbesc ca mult, dar am să vă pun frână la un moment dat. Comunitatea era o formă de organizare obligatorie unde se așezau evrei. De altfel, în statutul Federației Comunităților Evreiești în România, actualizat, se poate crea o comunitate unde există 30 de evrei, din care 10 bărbați. De ce 10 bărbați? Pentru că după regulile iudaismului, o slujbă religioasă de plină într-o sinagogă nu se poate ține decât în prezența a 10 bărbați evrei, bărbatul evreu fiind considerat de la 13 ani, când devine major. E bine, avem aceste comunități astăzi, în România, față de cifra care v-am spus și care se majorează până înainte de al doilea război mondial, ajungând la 850.000 persoane. Astăzi, Federația Comunităților Evreiești din România numără 7.000 de persoane. E mai puțin de 1%. Și totuși, suntem foarte prezenți, foarte activi. Avem o mare moștenire istorică, materială și imaterială și vedem că această moștenire să se mențină, să fie activă, să fie recunoscută. Dar vin cu o intrare specială pentru editorul acestei cărți al Friedermann, domnul Popa. Domnul Popa vine într-o zi la mine, zice, domnul președinte Weiner, uite, eu am făcut cartea asta. Ce asta? Popa, dar dumneata ești Popa la origine sau ești un Popa modificat? Nu, eu sunt Popa. Și am rămas uimit unde acest român neos se apleacă să reediteze o carte extraordinară ca valoare istorică și de cunoaștere a lui Wilhelm Friedermann.
Noi am vorbit de Virgil Filerman, vorbim mai ales Teșu Solomovic. Agită mereu numele ăsta, ca și alte nume pe care le agită. E un agitator, așa? Cine îl cunoaște bine, cine nu poate să-l cunoască, e aici în sală, domnul Teșu Solomovic, publicist, scriitor, uneori uită că există limite, dar mergem înainte. Să spunem așa, elegant. Și acest domnul Popa, care a lucrat și lucrează la o editură cândva foarte importantă în România, Albatros, vine și mi-arată această carte. E, sigur că ești impresionat cum un evreu aduce la suprafață mărturii despre implicarea evreilor în primul război mondial. Noi am găsit din archive, dar o lucrare ca aceasta lui Wilhelm Hilderman, care are și titlul original, ca să nu greșim, Adevărul asupra problemei evreiești din România în lumina textelor religioase și a statistice. Da, este o carte foarte de actualitate. Știți că există binevoitori și răuvoitori. Când vine vorba de Marea Unire și de implicarea evreilor în primul război mondial și apoi în Marea Unire propriu-zisă, ce da, dar au făcut-o că n-au avut încotro sau dacă au mers pe front au dezertat, au evitat să stea în linia întâia. Bine, astea sunt vorbe ale antisemiților. Iată, cartea asta este o dovadă extraordinară, adevărată, adevărată, despre implicarea evreilor în primul război mondial. Și eu am fost statistician la o bârșie, până a venit o lege a Partidului Comunist Român, că din anumite motive politice se pot disponibiliza persoanele pentru articolul 20, aliniatul ultim. Sunteți avocați aici, dar eu spuneam, dar dați-mi voie să citesc ce înseamnă aliniatul. Nu. Aliniatul ultim era nepublicabil. Adică dreptul de a te scoate de la un loc de muncă și a nu spune nimic. Și am lucrat aproape 6 ani în Direcția Centrală de Statistică, am învățat foarte mult și știu să apreciez pe cineva care nu mai utilizează datele statistice, dar știe cu adevărat să le interpreteze și să le articuleze. E, aceasta e cartea lui Filderman. Prima parte folosește baze de date foarte solide, oficiale, demonstrând cât era numărul evreilor, cât s-au implicat sau nu s-au implicat. De fapt, e o carte care vrea să înlăture toate denaturările și toate falsele afirmații despre comportamentul evreilor. Fac o paranteză, asta e cusurul meu. Vedeți dumneavoastră despre evrei. Se spunea că sunt fricoși, n-au curaj, nu poți să te bazezi pe ei în momente grele. Lăsând la o parte dovada statului Israel, fac abstracție. Dar citeam această carte, această novelă a lui Ionuca Caragiale, O Fătie de Paște. Dacă vă amintiți, o familie de evrei care era într-un sat oarecare, de fapt a fost soarta multor familii de acest gen, de obicei cărciumari sau mici negustori, care trăiește presiunea unui eveniment antisemit. Este groaznic. Deci, în această fătie de Paști, și totuși, oamenii nu dau bir cu fugiți. Asta vreau să spun, e un act de curaj. Gândiți-vă, în literatura antisemită se spuneau, jidanii au invadat satele, au invadat orașele, făcând negustorie, da, negustorie. Dar știți de ce era necesară negustoria în anii aceia în România? Se trecea
de la economia feudală la o economie de piață, numită o capitalistă, semicapitalistă, cu schimb de mărfuri și de valori. Ori evreii au venit să anime acest proces. De cele mai multe ori, la chemarea fie a boierilor mari la tribunar, sau chiar a unor domnitori, cum a fost unul din Mavrau Cordaț. Deci, prezența lor a fost necesară ca să progreseze România, să meargă într-o direcție. S-a spus că-s fricoși, dar eu vă întreb, o familie de evrei trăiește într-un sat, numai cu neevrei, și vinde mai mult decât atât alcool. Știți ce influență are alcoolul când domnul trece cu o cantitate puțin mai mare. Arare ori am citit în literatura română ca din îmbătarea, să zicem, a românului cu alcoolul vândut de evrei se întâmplă nenorocire. Deci eu cred că era un act de mare curaj să stai singur, eventual cu familia ta, într-un mediu străin, într-un mediu binevoitor, depinde, dar de regulă un mediu neprimitor. Ei bine, cartea asta dovedește cu date statistice foarte ferme prezența și implicarea evreilor în primul război mondial. Ce poate fi mai mult decât găsești în această carte adusă din nou pe piață de minunatul domn Popa, care cu o insistență teribilă nu s-a lăsat și a editat cartea, și veți găsi liste complete cu cei decedați, cei decorați, prizonieri și așa mai departe. Părăniți. Deci nu sunt vorbe, nu sunt vorbe. Și apropo de acest lucru, prima eficiență, domnul Popa, azi a fost la mine actorul și scriitorul Carol Feldman, care a trăit la Tulcea, în București, la Teatrul Evresc, și a emigrat. Acum este un scriitor de limbă română în Israel, foarte bine cotat. Și a zis domnul Carol, parcă spuneai că ai avut ceva în familie care a murit în război. Da, bunicul meu, ce nume era? Feldman, nu știu cu tare. L-am găsit pe acest domn Feldman, la pagina X, făcea parte din regimentul 33 infanterii. Ce doriți mai mult? O eficiență imediată. Oamenii își caută origine. Eu am primit un telefon alaltă seară de la un nepot medic din Atlanta să-mi spun că e foarte bucuros. De ce? O să vă întrebați de ce. A făcut proba cu ADN, sau cum se cheamă? ADN. Și a rezultat că el, deci și noi, vainerii, suntem europeni 100%. Nu avem nicio influență neeuropeană. Iată că el s-a bucurat în America. Și zice, băi, noi suntem aschenazii, cum se spune, dar autentici, fără influență. Nici cazari, nici alte nații. Și era foarte bucuros. Sigur, poți să fii bucuros din orice, dar probabil că anunțul ta în Pârșia este o bucurie foarte mare. Și de aceea, cu atât mai mult, am rămas impresionat și sunt impresionat de gestul domnului Popa de a scoate la lumină această carte într-un moment extraordinar. Ne aflăm în centenarul Marii Uniri și iată că despre primul război mondial care a pregătit și a făcut posibil centenarul, apar aceste lucrare cu contribuții directe. Un ultim cuvânt, ca statistician la origine, am apreciat extraordinar analiza statistică, cum construiește Filderman cifrele și cum combate cifrele unor antisemiți notori. Trebuie să te pricepi, nu e simplă treaba. O cifră statistică, era un mare statistician, nu știu din ce țară, zice, statistica este ca o căruță plină cu material, cu cifre, și te duce în direcția în care vrei tu.
Deci, baza obiectivă, serioasă și cu tare, e greu de găsit în orice cifră statistică. Ea are ceva subiectiv, are ceva cu totul aparte, iar Wilhelm Fildermann, în această carte, intitulată, deci, Problema evreiască lumina statisticii, arată niște lucruri extraordinare. Și vă spun, eficiența practică pentru mulți evrei originari din România este un document singular unde poți să-ți găsești implicațiile moșilor, strămoșilor, părinților sau cine erau în primul război. Încă o dată, domnule Popa, îți aduc mulțumirile mele ale Federației Comităților Evreilor din România și cred că ai dovedit foarte mult pentru acest centenar al Marii Unirii. Adevărul istoric este o componentă a recunoașterii unui mare eveniment în istorie. Ori iată că domnul Popa l-a făcut cu această carte. Mulțumesc, felicitări și a fost cam îndelungată, să mai spun o poantă care am învățat-o și eu. Rabinul Hacohen, care a fost ultimul nostru rabin mai mare, marele rabin, spunea o vorbă. Când ia cuvântul rabin, să nu aveți intenția de vă uita la ceas. Pentru că nu ajută. Trebuie să vă uitați la calendar. Eu, nefiind rabin, o fac pe rabinul și vă invit să vă uitați la calendar. Când se poate. Vă mulțumesc foarte mult și am să Răzvan Teodorescu, despre care n-am spus aproape nimic, câte are în autobiografia sa sau în ceea ce mai nou, în curriculum vitae sau în background-ul domnului Răzvan Teodorescu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici cu scuza că va trebui să plec imediat după cuvântul meu, pentru că mai am un program, direct de la aeroport. Mai am un program după masa asta. Sunt aici pentru a vă saluta și în numele Academiei Române, este care participă întotdeauna la tot ce este important în viața comunității evreiești. Într-al doilea rând, pentru că este vorba de Fildermann, care după mine este personalitatea cea mai importantă a iudaismului și noi vorbim des de, și cu Chip Firesc, de rabinul Alexandru Șafran, dar Fildermann este o personalitate multiplă, de mare curaj, de mare conștiință. Și trei, pentru că Dan Petre Popa este un vechi cunoscut, era foarte tânăr, sunt 30 de ani de atunci, nu? Eram președinte de radio-televiziunii române și a venit la mine, a fost și un fel de corespondent al nostru, reporter numai special. Reporter special. Bun. Și într-adevăr, ca și pentru dumneavoastră, domnule președinte, m-a încântat gestul său de a pune o asemenea carte la îndemâna publicului. Nu știu, mi se pare că nu se comercializează, dar trebuie făcut în așa fel ca această carte să ajungă la cât mai mulți intelectuali care, fără să fie antisemiți, au tendința să spună mai lasă-ne cu evreii. Dacă îmi permiteți o secundă să vă întreb, nu e politică, știu, dar e mai mult cu tentă de glumă, glumii serios așa. La ieșire, toată lumea care a participat poate lua gratuit, așa cum a zis domnul academician, o carte, dar alături este și o pălărie întoarsă cu gura în sus pentru cei care fac o donație, deci am învățat ceva de la... S-a înțeles. Da. Ai învățat ceva mai mult ca glumă. De la evrei. Da, și vreau să apropo de capitalism, da. Dar te trebuie întotdeauna... Dar Academia nu are donația lui Elias? Dar nu sunt oare unii care ar dori să ia această donație de la Academie
și s-o îndreptă în alte direcții. Ba da, s-o bage în buzunar. Și da, care din întâmplare sunt evrei. Da. Asta e altceva. Uitați cu ce cuvinte termină acest ilustru intelectual prezentarea sa înainte de a da cifrele și listele atât de importante. Suntem în aprilie 1925. În România s-a făcut evreilor dreptate. Era exact momentul în care Arhanghelul Mihai se pregătea și la Iași antisemiții se pregăteau și Filderman, din acest punct de vedere, era un candid. Eu am citit o serie întreagă de scrisori ale sale către Mareșalul Antonescu. Sunt de o claritate, de o limpezime și se pare că de câteva ori chiar acest călău al evreilor români a reacționat într-un fel sau altul, poate interesat, mai ales după Stalingrad, la ceea ce atragea atenția Filderman. Este impresionant să vezi cum, dincolo de această carte care este o noutate, pentru mine este o noutate, este important să vezi câți oameni au murit, câți oameni din etnia evrească au pierit pentru România Mare și să-ți dai seama, pe de-o parte, că evreul intrase în conștiința publică, făcea parte din această comunitate după război și cu atât mai mult să-ți dai seama cum ticăloșia unei minorități a putut să iște tot ce s-a iscat. Românul este minunat în felul său, dar e influențabil, ușor influențabil. Și acest lucru s-a văzut în perioada interbelică, când ar fi trebuit să vezi că evreii au făcut pentru economia acestei țări foarte mult. Gândiți-vă și la marii capitaliști și gândiți-vă și la micul întreprinzător din Mihăileni sau din Dorohoi sau din Podul Iloae sau din Herța sau de la dumneavoastră de la Ștefănești. Erau oameni care făcuseră ca economia acolo să meargă înainte. Bun, este drept. Acum, pornindu-se la faptul că Filderman este în Partidul Liberal, Partidul Liberal a fost un partid care întotdeauna a sprijinit inițiativa și Partidul Liberal i-a sprijinit pe evrei. Ăsta este adevărul. Nu? Carada cu toți grecii lui, așa, era prieten cu toată lumea capitalistă, nu înainte de 1900 și de asta invectivele lui Eminescu, care venea din partea conservatoare, care venea din zona asta. Întotdeauna am spus că nu e vorba de un antisemitism real, e un antisemitism economic, dacă vreți, la Eminescu. Ceea ce însă vreau să spun... Pentru asta era plătit la timp. Absolut. Ceea ce vreau să spun... Mutesul că... care e condier, da. Știe că scrie după cum e plătit. E, nu, da. Eminescu era convins. Eminescu era convins. El scria contra lui Carada în Palatul Dacia, la 50 de metri, 100 de metri era Carada, dar el era convins. El nu vorbea. El vorbea și de Carada și de Bulbucațiul de Burască, de Rosetti, și de Itzi, și de Schloim, îi punea pe toți la un loc. E un caz special. Eu am scris un articol Carada și victima și Eminescu, exact despre chestia aceasta. O problemă însă legată de Filderman, de acest mare intelectual. Mi-e pare rău că Academia Română a renunțat la această practică de a face membri post-mortem, pentru că eram cam singura academie care făceam așa ceva, dar Filderman ar fi meritat cu prisosință un asemenea titlu dintre toți
reprezentanții evreimii românești. Vă invit să-l aplaudă! Domnule președinte, însă, și poate mă corectați la timp, eu am văzut memoriile publicate la HSF, da. Bun, de Ancel. Bun. Am înțeles că la Yad Vashem au ajuns memoriile de la Paris, după moartea lui Filderman, au ajuns memoriile sale care au fost, o spune chiar Ancel, se pare, au fost folosite numai într-o proporție foarte mică. Bun. Medicinală. Este dreptul dumneavoastră, al comunității evreiești, este dreptul nostru, al intelectualității cu evrei și neevrei, să știm exact ce a spus acest martor extraordinar, acest martor care a mers până, am citit scrisoarele sale înainte să plece din România către blocul Partidelor Democratice, să lupta, să vadă cum să fie evreimea integrată. E un moment foarte interesant pe care noi a trebuit să-l... Deci el nu este luminat încă. Vedeți? Sunt foarte mulți care spun, pe voi evrei, voi ați venit cu tancurile sovietice. Da. Atenție! Eu am avut un foarte bun prieten, era nepot de Rabin și pusese în tineretul Ilgaist, un scriitor, nu-i dau numele, care îmi spunea, măi, înțelegi, în 23 august ne-am dus la Gărzie Patrut și imediat noi eram ieșiți din subterane, din hăituirea în care nemții și Antonescu ne-au ținut. Era normal să mergem. Către cine să mergem? Noi mergeam către Partidul Comunist, care mergeam către soldații sovietici, dar era absolut firesc. E bine, acest mecanism al anilor 44-48 ar trebui lămurit și Filderman este un martor excepțional din acest punct de vedere, pentru că tot mitul acesta al evreilor care au adus comunismul trebuie odată și odată spulberat. Este un fenomen european, în primul rând. Peste tot evreii aveau, din aceleași motive, în toate țările lor ieșiseră din ascunzător, era normal să fie oameni de stânga, era normal să fie pe această poziție. De aceea, cei care după aceea s-au cam renegat, în acest punct de vedere, îi găsesc destul de penibil, pentru că sunt și din aceștia. N-am să dau nume, dar întâmplător, în tinerețea mea îndepărtată, un tânăr evreu foarte meritos, care acum este pe alte meleaguri, avea cu mine discuții numeroase pe această temă. După ani și ani, am văzut că scria în America, împotriva momentului Ceaușescu, cu tot ce a însemnat momentul Ceaușescu, rău pentru evrei, dar l-am întâlnit și am spus, dar momentul Dej, momentul Dej cum e? În momentul Dej eram dat afară în universitate, de o echipă de evrei. Că prietenii mei cei mai buni au fost evrei în timp ce eu legam fiare, asta este altceva. Asta în epoca mai e altceva. Nu era altceva, numai că în epoca aceea rudele lui erau în Joanii Paucă și așa mai departe. Felul acesta de a eluda istoria noi. Ori Filderman este aici un martor de bază. Și, domnule președinte, cred că trebuie făcute toate eforturile pentru ca aceste memorii să vină așa cum au fost ele la Paris, redactate de Filderman. Mulțumesc, domnule Popa, pentru tot ce ai făcut. Când am cunoscut eu, n-aveai nici doamnă, nici fetiță, între timp. Dar n-ai îmbătrânit foarte mult, ești cam același. Așa? Și iată, ai făcut un lucru bun, albatrosul văd că este pe mâini bune și te felicit și eu. Vreau să mă iertați dacă să mă rog.
și sigur că vă invităm și la alte evenimente, dar vreau să vă anunț acum. Pe 28 noiembrie, la Muzeul Național de Istorie, va fi o manifestare dedicată implicării evreilor în crearea și dezvoltarea României Mare. Vom avea această manifestare care sună cam așa, evrei și România Mare înainte de 1918 și după 1918. Pentru că sunt momente, iată, contribuția la război și ca să sintetizez, se vorbește de un procent de 10% din evrei au participat la armata română în război. Și la victime și dispariții, procentul e ceva mai mare, 10%, mai mare decât procentul de pierderi la populația românească. E normal, nu-i normal, acestea sunt cifrele. Important este încă un lucru. Nu uitați, evreii în primul război mondial, deci 1914-1918, nu aveau cetățenie română. În cetățenirea a apărut abia în 1923, după adoptarea noi Constituții. Dar să nu credeți că era automat. Te duceai, spuneai, eu sunt evreu, dăm cetățenia. Era o procedură și știți că românii se pricep la proceduri. Dar reținem că au fost în război fără să fie cetățeni. Cum să spun? Una e cu vin voluntari din alte state, cum în vremurile noastre, sau mercenari. Dar au fost și au căzut foarte mult pe baricadă. Și în orice caz, această carte dezminte orice afirmații antisemite privind neimplicarea evreilor în primul război. Vă mulțumim foarte mult! La revedere, aprecie mult! Și de data asta am găsit pe la... Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim foarte mult! Dacă mai doriți, mai e apa aici. Cum se zice, privat academic. Deci, în continuare, păstrăm această ambianță creată de prezența academicianului Teodorescu. Și o să rugăm pe domnul... Mihai Mirca, conferențiarul învățat, profesor, cum vreți, doctor la SNSPA și care spuneam că este un om de atitudine și de atitudine cu condeiul la mână. Domnul Mirca, aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte, distinși invitați. Vă mărturisesc că este o imensă onoare pentru mine să particip astăzi la această manifestare din cel puțin două motive. Una, că se desfășoară în clădirea Academiei Române acest important forum de spiritualitate națională. Doi, pentru că este sub egida Fundației Filderman și mulțumesc doamnei Janina și domnului președinte Weiner, cu care mă cunosc și a evocat domnia sa antecedentele colaborării noastre dinainte, din perioada când dânsul era un economist activ și mărturisesc că am și o obligație morală, de conștiință, întrucât o lucrare de-a mea care a apărut în urmă cu 15 ani, consacrată unui fenomen atroce din istoria poporului evreu și din istoria europeană, e vorba de Holocaust, a fost recenzat în revista Realitatea Evreiască și pe filiera comunității evreie și altor, să zic, colegi, specialiști, a ajuns să intre și într-un circuit internațional. Sigur, acestea sunt chestiuni de o altă natură. Eu am venit aici ca să vorbesc despre carte, despre autorul cărții, despre editorul acestei lucrări și vreau să vă mărturisesc că această carte, care are un titlu fără îndoială lămuritor, dar și polemic,
pentru că, într-adevăr, ea apare într-un context extrem de tensionat din istoria României, chiar dacă noi suntem tentați să judecăm ceea ce s-a întâmplat după 1918 de o manieră euforică, de o manieră, cum să spun, plină de bucurie națională că s-a realizat un ideal. Dar a fost o perioadă, aș spune, de după încheierea ostilităților, care și în Europa centrală și în Europa de răsărit a stat sub semnul unei violențe recurente, unei violențe care se manifestase în tranșee, se manifestase pe fronturile de luptă, dar care își lăsase ereditatea în societățile care căutau să regăsească condițiile de pace. Există o lucrare a unui mare politolog istoric, George Moss, evreu de origine din Germania, care a excelat în Statele Unite, care vorbește de un fenomen de brutalizare a Europei în perioada Primului Război Mondial și în perioada imediat următoare Primului Război Mondial. Și dacă ne întoarcem în epoca respectivă, în anii 20, cartea aceasta apărută în 1925, vom vedea că a fost o perioadă extrem de tensionată, cu violență, cu un grad de violență ieșit din comun. Nu vorbim despre ce s-a întâmplat în Rusia, războiul civil, care s-a întins din 1918 până în 1922, când s-a încheiat în estul extrem, în Vladivostok. Dar dacă ne gândim bine că situația țărilor învinse, cu toate frustrările care au funcționat în Germania, în Italia, care era țară învingătoare, dar se considera că a avut parte de o victorie mutilată, și fenomenul fascismului și marșul asupra Romei, toate erau, cum să spun, expresia unei violențe organizate într-o formă politică. Să ne gândim bine la un război civil larvar care a existat peste tot. În țările baltice, unde corpuri france-germane au luptat împotriva bolșevismului întâi și apoi împotriva, să zicem, unor alte tendințe de coagulare a unor state naționale. Apoi Silezia, unde s-au confruntat polonezii cu corpurile france-germane. Nu vorbim de insurecțiile avortate din Germania, din Ungaria, care au fost instrumentate de Comintern. Și România a fost marcată de astfel de violențe. Anul 1919 a fost un an în care și la est și la vest granițele României au fost puse în discuție. Nici măcar nu se semnase tratatul de pace de la Trianon, care să consfințească, să zicem, în plan internațional, în ordine juridică internațională, actul de voință al națiunii. Anul 20, un an marcat de greve, de mișcări sociale, de tensiuni. Și tot așa, până în 1924, anul anterior apariției acestei cărți, care a fost un an de mari, cum să spune, tensiuni. Întâi a fost afacerea Tatar-Bunar, o intervenție, să zic, tot a Cominternului în Basarabia, dar și accentuarea unor mișcări de extremă dreaptă, cu caracter antisemit. Vă aduceți aminte de actul de violență armată al lui Corneliu Zelea Codreanu împotriva prefectului Manciu. Deci toate acestea creau un climat absolut tensionat și se încerca deja ca să se găsească debușee și țapii spășitori de punct de vedere ideologic. Cartea lui Wilhelm Friedemann, care era un intelectual de calitate, avea studii la Paris, studii de drept, a fost cooptat la lucrările conferinței de pace de la Paris pentru a da expertiză în materie de minorități și nu întâmplător, la un moment dat, apare în biografia lui o mărturisire cu caracter anecdotic când un coleg îi spune să nu cumva să vii în România că Brătianu vrea să te omoare.
Lucru care însă, sigur, nu era real, pentru că în 1926, pe listele Partidului Național Liberal, era ales Wilhelm Friedemann ca reprezentant al comunității evreiești. Era un om de mare valoare intelectuală, acest lucru se vede din construcția acestei cărți, care are un ton echilibrat, deși trebuie să răspundă la acuzații injurioase, la acuzații defăimătoare, aduce în discuție argumente serioase de ordin filozofic, de ordin sociologic, politic, statistic și nu vreau să intru în discuția, să zic, obțioasă a cifrelor, pentru că Hilderman folosește surse oficiale, surse ale statului român și deci nu e vorba de manipularea unor cifre sau de vagi informații care sunt aruncate pe piață ca certitudini. Pe mine ca sociolog și ca politolog m-a surprins gradul de sincronicitate europeană și de să spunem de acces la informație de primă mână atunci când vorbește despre poziția evreilor, statutul evreilor în Europa, invocă lucrări care la vremea respectivă abia apăruseră. Era vorba de lucrarea lui Max Weber despre etica protestantă și spiritul capitalism, este vorba despre lucrarea lui Werner Zombart, un alt sociolog de marcă german care are o carte care se cheamă Rolul evreilor în viața economică. Deci el era la curent și aducea argumente de cu totul alt calibru decât, să zicem, preobinenții săi care veneau din zona aceasta, să spunem, tulbure, ca să nu-i spunem altfel, și anticreștină, pentru că el dovedește și acest lucru, cum acești corifei ai mișcărilor de sorginte național-creștină ignorau filonul iudeo-creștin. Fără acesta nu există creștinism. Haideți să fim serioși. Dincolo de ambiții sau de alte lucruri, există o întreagă tradiție, un întreg mesaj. Și acest mesaj este, în primul rând, un mesaj umanist, care s-a transmis de la Biblie la Noul Testament. Iar Iisus însuși era și el evreu. Nu? Cum putem să-L iubim pe Iisus și să-I urăm pe evrei? E foarte, foarte discutabil acest argument pentru a promova o idee creștină. Dar, sigur, aceste lucruri sunt foarte bine reliefate în lucrare prin contribuția lui Hilderman, care niciodată nu îngroașă liniile, ci lasă cititorul cu argumentele respective să se pronunțe, să gândească și să dea dreptate acelei părți care are într-adevăr dreptatea de parte ei. Aș spune că a doua secțiune a acestei cărți, binevenită și binevenită odată pentru restituirea unui adevăr istoric și în al doilea rând pentru a integra în judecata noastră despre evenimentele de acum 100 de ani, când celebrăm centenarul, dar nu trebuie să-l celebrăm numai așa, că ne bucurăm că a fost acum 100 de ani. Nu, ci trebuie să vedem ce s-a întâmplat, care au fost pașii, care a fost prețul, care a fost jertfa dată. Gândiți-vă că România, vechiul regat, care a intrat în război, cu o populație de 7 milioane de oameni, a avut o jertfă de sânge, și militar și civil, pentru că aici nu trebuie să facem distinția neapărat cine a murit în tranșee, cine a murit în linia întâi, cine a murit în spate, cine a murit de bombardament, cine a murit de tifos, cine a murit de boală, de gripă spaniolă și așa mai departe. Au fost victimele acelui război. Au fost 700.000 de victime. Populația evreiască înregistrată la acea vreme era de 200 de, dacă nu mă înșel, domnul, cam 200 de mii. Ori toate statisticile pe care le invocă Hilderman atestă că și populația evrească a dat un tribut de sânge, de morți, de prizonieri, de răniți, de victime, proporțional cu poporul român.
puțin mai... Poate în anumite situații, sigur, aici lucrurile nu se judecă la procente. Sigur, nu facem. Dar important este că nu poate fi negat rolul evreilor pământeni în susținerea acestei cauze, pe care o resimțeau ca o cauza lor proprie, pentru că vedeau în România Mare, în România Unită, o țară în care să-și găsească locul, să fie și ei cetățeni respectați și să aibă o siguranță, pentru că foarte mulți dintre ei aduseseră experiența pogromurilor, veneau din zona Rusiei, Poloniei, Ucrainei, unde se întâmplaseră atâtea atrocități, și aici găseau cumva un liman. Doctorul Fielder mai spune un lucru. Nu trebuie judecați evreii care pleacă spre Palestina sau care trec din Rusia frica bolșevicilor și atrocităților de acolo, trebuie judecați astfel că trec mai departe. Fiecare e liber să opteze, cei care au vrut să rămână în România sunt devotați acestui stat, cei care vor să facă o altă experiență, un alt stat acolo, că era mesajul sionist, era proiectul sionist care sigur a animat multe, multe comunități din zona Europei de Est. Trebuie să-i ajutăm. Sunt coreligionarii noștri, sunt frații noștri și sigur putem să facem ceva pentru ei. Și el a garantat atunci când autoritățile statului au suspectat valurile de emigranți evrei din Est că sunt cumva spion bolșevici, elemente destabilizatoare. El s-a dus și s-a pus garant și a oferit întregul concurs al comunității evreiești pământene pentru cei care veneau și treceau probabil mai departe. Există în lucrare liste complete, detaliate, cu ostașii care au murit, cu ostașii care au fost răniți, cu ostașii care au fost căzuți prizonieri, cu ostașii care au fost decorați. Și se vede acolo că marea majoritate nu proveneau din, să zic, din militari cu grade înalte. Ei au fost mai curând soldați. Deci cu atât mai mult. Hemoragia de militari căzuți, în primul rând, pentru armata română a fost și cu mulți ofițeri care au... Pentru că, dacă ne gândim bine, după Marea Unire, a fost o mare problemă și pentru statul român, care pierduse din elita intelectuală, din funcționari, din intelectualii, profesorii, medici și așa mai departe, un contingent extrem de serios. Și după aceea administrarea provinciilor n-a fost la înălțime și toate aceste, să zic, neîmpliniri s-au acumulat până în 1940, când, sigur, inamicii țării au putut să profite de dezorganizarea statului, de lipsa de fermitate în apărarea, să zicem, fruntarilor țării și așa mai departe. Sigur, s-ar putea vorbi foarte mult despre această carte. Eu am citit-o cu foarte mare interes. Într-o seară n-am putut să o las din mână. I-am transmis colegului Dan Petrepova, de care mă leagă o veche prietenie și amintirea unei colaborări din tinerețile noastre. Felicitări! A făcut un lucru de toată isprava. Această carte merită să nu rămână numai obiectul nostru de interes aici, pentru că în contextul centenarului ea vine să aducă o contribuție extraordinară la înțelegerea tuturor aporturilor, ale tuturor provinciilor și ale tuturor categoriilor de populație din România la acest ideal. Așa cum nu-i uităm pe voluntarii ardeleni care au venit, cum nu-i uităm pe voluntarii din Basarabia, pe toți românii din toate provinciile istorice, nu trebuie să uităm nici pe compatrioții noștri evrei care au dat și ei tributul lor de sânge și de devotament față de România și de România Mare. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Și dați-mi voie să adaug un exemplu. Ați sesizat bine că nu au fost elite. Au fost soldați, băieți, tineri, luați în plinul de la coarnele plugului, că erau puțini evrei la vremea aceea, cu dreptul de a avea pământ,
ci erau niște băietani de prăvălie, de munci simple și noi de parte. Trebuie să evoc aici un eveniment care a avut loc în 1940, atunci când a avut loc punerea în aplicare a pactului Ribbentrop-Molotov. Urma ca armata română să plece din Basarabia, din Bucovina și din ținutul Herța. Acolo se întâmplă un eveniment cu totul special. Ariergarda românească este confruntată cu un atac al armatei roșii, că atunci era armata roșie. Și se trage asupra comandantului Ariergărzii, un capitan, îmi scapă numele, domnul Teșu, ții minte? De la Dorogoi. Cum ai chema? Bifidescu. Nu, mă rog. Și gata, gata să-l împuște. Un soldat, soldat evreu, Solomon, care era apropiat de acest comandant, nu ezită și s-aruncă în fața glontelui care trebuia să-l omoare pe capitan sau major. Moare acest Solomon la datorie, cum se spune, fără să ezite. Așa cum n-a ezitat profesorul Librescu, vă amintiți, cel care a fost erou în urma unui atac terorist asupra unei universități din Statele Unite, el fiind profesor original de România, când vin barbarii să atace studenții, el se pune în fața ușii și primește tot șocul posibil și moare. Deci, acte de acest gen s-au găsit și la evrei simpli și la evrei intelectuali. Noi n-avem decât să ne mândrim cu asta și să contribuim la dezmințirea părerilor antisemite, că evreii nu se pricep, sunt lași, afaceriști, etc., etc. Realitatea este alta, iar această carte aduce o mărturie. Din nou, domnule Popa, n-avem decât să-ți mulțumim. În continuare, mulțumindu-i profesorului Milca pentru această intervenție extrem de interesantă și instructivă, să-l rugăm pe domnul Popa, autorul, el care ne-a dus în față din nou această carte. Dar nu înainte să salut două personalități oficiale foarte importante, doamna secretar de stat Lila Cebelca, de Belca, da? Din partea secretarului de stat la Ministerul Economiei. Și-l avem de asemenea pe domnul Ahmet Aledin, fost coleg cu mine în Parlament, acum secretar de stat și lângă dumnealui se află șeful de cabinet, un tânăr general, ați spune că e general. Uitați-vă ce frumos se întâmplă. Vă mulțumesc și vă mulțumesc și vă rog să-i transmiteți mulțumirile noastre. Sigur, mai sunt în alte personalități, de pildă sunt reprezentanții casei de avocatură, Dan, domnul avocat, Bădrăgan și cel de alături și probabil mai sunt și alte personalități și profesori pe care nu pot să-i nominalizez. Vă mulțumesc foarte mult, noi îl avem aici și e bine să știți, pe enciclopedul nostru, doctorul Harry Kuller, domnul Kuller, te rog frumos, scoală-te, ca lumea să te aplaude pentru că te-ai făcut. Mulțumesc. Acum îl rog pe preopinent. Da? Domnul Popa, unde e Popa, este Popa. Mă rog. În primul rând mă bucur că sunteți aici și mi-aș împărți vorbirea în două bucățele ca să nu vă ocup prea mult timp. Deci mi-ați la multe segmente. Da, excelență, să știți că n-am nicio modernitate în mine, deși încă mai sunt tânăr. În primul rând vreau să le mulțumesc celor
care au vorbit și vreau să vă dau din casă, că poate e mai interesant. Eu fiind ziarist am libertatea de a nu fi diplomat. Dacă Abba Wiener ar fi sezizat că prin această carte vreau ceva, și știți foarte bine că sunt nește români care cu sprijinul de rigoare au țopăit prin tot felul de funcții și restul și ne-au făcut de rușine și pe noi românii și comunitatea. Deci dacă Abba Wiener ar fi sezizat asta, bănuiesc că nu ar fi fost nici dânsul aici și nici. Am ajuns la dânsul și am spus, doamne, uite, asta a fost ideea mea și o consider o carte necesară. Această carte închide gura la tot felul de vorbălăi. Ce se numai idee, munca de sisifa dumneavoastră. Da, pentru că am scos-o cu mari sacrificii financiare, mai avem vreo 1000 și ceva de euro, spre 2000 de plată la tipografie. Era necesară, pentru că sunt adeptul unor chestii foarte clare. M-am ținut, de exemplu, după fundul lui Ponta, când era premier, să mărească alocația la copii. Aveți cuvântul meu de onoare, colegii din presă știu asta, un an jumate, inclusiv în WC-ul la Atene Palace, l-am întrebat ce face cu alocația. Și când a venit cu o delegație de americani, deja se înnegrea când mă vedea și stai, domnule, să zic, și știți alocația? Nu că știm. Pentru delegația americană era vorba. Știți, la noi alocație e 42 de lei pentru un copil lunar, pentru un câine 375 de lei. Domnule premier, să-mi învăț copiii să latre? A doua zi a mărit alocația. Această glumă, care este dintr-o realitate, v-am spus-o ca să înțelegeți alături de mine de ce am scos această carte. Să se termine odată cu părerile tuturor neaveniților dintr-o parte și alta a spectrului, ca să zicem, politic, etnic și așa mai departe. Aici sunt cifrele. Dincolo de cifre nu mai există nimic decât rea voință sau, din contră, bună voință. În sens opus. N-am exercițiu de a vorbi în public, am uriașe emoții, deci, în primul rând, sprijinul Abba Wiener am avut. În sală sunt foarte mulți oameni care m-au ajutat într-un fel și altul, începând cu tinerele mele fete. Exemplu, în sală mai există... Nu, e fica. Nu, cea mică. Da. Hai, fica. Da. Și este unul din motivele pentru care... Să vă spun ce am pățit odată. Am venit la Federație și eram în templu coral într-o sâmbătă dimineață. Lume cam aproximativ multă. Și mi se spune, este în sală, directorul festivalului George Enescu, marele director al operei de la Viena. Și îl salut, bună ziua, bine ați venit, împreună cu nepotul dumneavoastră. Dar el de acolo, pardon, este fiul meu. Deci omul avea o vârstă pe atunci, la vreo 70, iar băiatul vreo 10 ani. Și am rămas așa, atunci am devenit foarte prudent, dar uite, aici n-am vă mulțumesc. Aș vrea să, așa, telegrafic, în afară că o să găsiți în carte, se află în sală Eugenia Buțaru, un om deosebit, generalul Nezir, despre care a făcut vorbire și domnul președinte, Marius Spătaru, Dan Păun și, dacă vreți, unul din spiritușii apariției acestei cărți este președintele sindicatului în gaz, să-i dau numele, care... Cătălin Mușoi, colegii mei de la radio, din presă și așa mai departe. Ei au avut un mare, mi-au dat un mare sprijin, profesorul Milica și așa mai departe. Acum, vreau să întrerup asta, să-l rog pe, și permiteți-mi fiind cumva exterior, să rog pe copilul teribil al comunității evreie, Teșul Solovovi, să spună câteva cuvinte. Imediat după dânsul eu o să mai vorbesc, o să vă citesc o scrisoare de la un personaj de prim rang din România, personaj, spunem la modul frumos al cuvântului,
După care, evident, jos se află un suc cu nu știu ce, în drum către puteți lua gratuit o carte, dar să nu ignorați nici pălăria pentru donații. Ca în cazul Ponta de care vorbise mai înainte, domnule, alocația copilului meu nu mai ajunge nici să-mi cumpăr țigări, adică... Bine, mulțumesc, domnul Teșiu. Aveți aici la tribuna dumneavoastră. Bine, bine cu aba, bine, pentru pălării. Știți ce face domnul președinte? O întoarceți. De la aba, bine, de ajuns sufletul, nu trebuie altceva. M-am așteptat. Să fiu serios. Am bănuit că voi fi invitat, că tot îmi spunea, m-a amenințat domnul Popa, ci că îți fac o surpriză. Și pentru că am avut de suferit în viață de gafele mele din cauza gurii prea slobăde, am scris câteva cuvinte, 2-3 minute, ca să nu spun altceva, ca să nu se interpreteze altceva, ca să nu fiu acuzat de câte ceva. Stimată doamnă secretară de stat, Lila de Belca. Stimate domnule secretar de stat, Ahmet Aladin. Stimate domnule președinte al Federației, dr. Aurel Weiner. Stimați doamne, domnișoare și domni. Domnul Popa m-a invitat să spun câteva cuvinte, probabil, ținând seama că în ultimii 30 de ani sunt cel care am scris cele mai multe pagini, plus două cărți, plus organizarea două simpozioane internaționale, împreună cu doamna... cu doamna dr. Janina Ilie, director executiv al Fundației Filderman, și pentru, cred eu, zecile de articole care le-am scris despre Filderman. Vine într-o zi acest personaj, care parcă coboară din literatura lui Mateiu Caragiale, domnul Dan Petre Popa, și mă roagă să-i scriu câteva cuvinte la cartea pe care urma să o publice în editura sa. Am rămas stupefiat pentru că eu aveam aproape în tipar această carte să o tipăresc. Am zis, una e să o publice Teșu Solomovici și alta e să o publice Dan Petre Popa. Au zis cum sună, Dan Petre Popa. De unde, domnule, Dan Petre Popa? Nu vine din mediul istoric, nu vine din mediul gazetar. Adică mai degrabă, un împătimit de istorie. Un român frumos, un român iubitor de civilizație iudaică. M-am dat deoparte. Am lăsat cartea care era aproape tipărită și l-am lăsat pe domnul Popa să ne aducă, să ne ofere acest frumos cadou. Vă mulțumim, domnule Petre, Dan Petre Popa. Încă câteva minute. Vă spun că mi s-a părut demersul ciudat, dar iată că a devenit realitate. Domnul Dan Petre Popa și Federația Comunităților Evrei din România au șansa ca volumul să fie lansat aici, în aula Academiei Române. Și câteva mari spirite ale vieții cultural-sociale ale țării sunt părtașe la acest eveniment. Cât timp a fost în viață,
lui Wilhelm Friedemann nu i-a fost dată onoarea academică, dar în paralel cu statutul său de lider absolut al evreimii române, a publicat și câteva lucrări sociologice și politice de înalt nivel academic. Anul trecut, pe când trăia minunatul profesor Ionel Vlad, președintele Academiei Române, i-am înaintat un proiect destinat numirii lui Wilhelm Friedemann, membru de onoare post-mortem al Academiei Române. Înțeleg și mă bucur că prin acțiunea domnului Dan Petre Popa și a Federației, ca noul președinte al Academiei Române, profesorul Ion Aurel Pop, este favorabil acestei inițiative. Wilhelm Friedemann o merită cu asupra de măsură. V-am spus mai înainte că am fost implicat în multe acțiuni închinate lui Friedemann, în organizarea împreună cu doamna dr. Janina Ilie, două simpozioane internaționale Friedemann, sub egida lui Abba Weiner, cum îi spune Dan Petre Popa. Abba, pentru cine nu știe, în ebraic înseamnă tată. Dar poate fi și grupul ABBA. Cred că de acolo Și de asemenea, împreună cu doamna Janina Ilie, am fost implicat în emiterea unei medalii Friedemann, emisă cu ajutorul generos și deosebit al acestui om de bine, iubitor al comunității evreiești și al civilizației iudaice, care este avocatul Radu Cătălin Dancu. Bravo. Închei felicitându-l pe domnul Dan Petre Popa și repet apelul, domnul Weiner, nu pot să mă stăpânesc, tot fac o năzbătie. Nu plâng. Nu mai plânge. Nu mai plânge, baby. Așa că o să o zic din nou, aici, la tribună, în aula Bibliotecii Academiei Române. Deci repet apelul către Academia Română și personal președintelui Ion Aurel Pop, profesorul Ion Aurel Pop, precum și Federației Comunităților Evreiești din România și personal și direct președintului dr. Aurel Weiner, să nu precupețească niciun efort pentru a obține de la Yad Vashem din Ierusalim o copie Xerox a memoriilor complete ale lui Wilhelm Friedemann. Faptul că ele au apărut acum în românește la editura Hasefer, mutilate cu o cincime din întregul lor original, ne situează pe toți într-o situație inconfortantă. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor! V-am spus, n-am uzanța de a vorbi în public, nici nu vreau să plâng cuiva pe umăr. Pur și simplu, această carte, așa cum cred că am mai spus odată, era necesară. Pentru că în viață e bine ca toate să fie clare. Probabil că după această carte vor urma altele despre 1944, să zicem, sau nu știu. De aici încolo depinde foarte mult și de modul în care ea va fi receptată de către cei 500.000 de urmași a evreilor pământeni din România care trăiesc în Israel. Și dacă, Doamne ferește, până vârfurile politicii noastre n-apar tot felul de încuiați, indiferent din care parte a spectrului politic, eu fiind un tip care militează pentru bun simț, pentru modestie, chiar colaborare, neinteresându-mă, așa cum v-am spus, să mă cațăr în vreo funcție sau ceva de genul.
ar fi multe de spus, sincer, dar nu sunt eu cel mai în măsură să vorbesc, cred că sunt mai în măsură să fac câte ceva. Încă o dată vă mulțumesc că ați venit. Aici de o medalie Filderman. Într-adevăr, Federația Comitetului Evreiești din România, împreună cu Fundația Filderman, au realizat această medalie. Și dați-mi voie să citesc brevetul care o însoțește. Medalia de onoare Dr. Wilhelm Filderman, răsplată pentru merit. Se acordă domnului Dan Petre Popa, director al Instituției Albatros, pentru strădania de a arăta, de a edita volumul Adevărul asupra problemei evreiești, lumina textelor religioase și a statisticii, autor Wilhelm Filderman, București 1925. Gândiți-vă că e o carte scrisă, faceți-o vădala, dacă suntem în 2018, câți ani au trecut? 86. Și este de o actualitate, evident. Editorului, deci dăm editorului, Faptele evreilor pământeni în Marele Război Mondial. Așa a intitulat domnul autor. De asemenea, pentru continuarea menirii sale de jurnalist și de scriitor, dovedind prin fapte că istoria se așează împreună, să gândim viitorul și că fără cunoaștere și înțelegere nu se poate constitui nimic trainic. Semnează cei doi cu respect și aleasă considerație. Dr. Aurel Vaila, președinte, și Janina Ilie, director executiv Fundația Filderman. Poftiți, vă rog, și s-o arătat. Mulțumim avocatul care ne-a ușurat material pentru a realiza această medalie. Vreau să vă spun un singur lucru. Fundația Filderman îl felicită pe domnul Dan Petre Popa pentru acest exercițiu de restituire a unei imagini corecte și adevărate a ceea ce reprezenta evreimea română, cartea doctorului Wilhelm Filderman. Și trebuie să aduc încă o dată mulțumiri, așa cum este corect, moral și necesar, celui care a susținut permanență financiar și nu numai mersul înainte al Fundației Filderman și ne-a ajutat la realizarea acestor extraordinare medalii, plachete, domnului avocat Cătălin Tancu, consulul general al României la New York. Mulțumesc! Vreau să vă invit, dacă cineva dintre domniile dumneavoastră dorește să spună ceva, am fi absolut onorați. Vă mulțumesc, doamna secretară, trebuie să auzim și eu voce pe mine. Oficial. În afară de dumneavoastră, că prea au vorbit în partea asta, nu mai bărbați. Vreți să vă auzim așa, că aveți o voce minunată. Vă mulțumesc frumos. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru invitație. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră. Aș dori să felicit organizatorii acestui eveniment, în special pe domnul Popa și pe toți care au făcut parte din acest proiect minunat. Prin această cale, aș dori să mulțumesc comunității evreiești pentru sprijinul acordat pentru Muzeul Românilor de Pretutindeni, care am lansat Muzeul Virtual. Am lansat săptămâna trecută și urmează ca anul viitor să facem acest muzeu și fizic. Poate vom reuși sau cu acordul dumneavoastră să putem folosi și această cartă minunată. Vreau, doamna secretară de stat, dumneavoastră puteți cu asentimentul domnului președinte
ca această carte să o ducem la destinatarii săi, adică în Israel. Deci aveți un proiect în sensul ăsta, trebuie doar o semnătură. Cred că, spuneam mai înainte, copilul teribil al comunității a depus proiectul. Nu l-a depus copilul teribil. Înseamnă că sunt un ziarist mai puțin informat. Atunci înseamnă că doamna minunată... Nu, împreună cu domnul președinte Vari. Știu ce vorbim. Deci măcar într-un singur loc am minerit când a zis de domnul președinte. Și, bineînțeles, și Academiei Române doresc să mulțumesc pentru colaborare în ceea ce privește Muzeul Românilor de Pretutindeni. Voi participa la fiecare eveniment la care voi fi invitată de către dumneavoastră. Face o deosebită plăcere și vă doresc mult, mult succes în continuare în tot ceea ce faceți. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Da. Nu mai puțin, doamna Janina. Nu știu dacă luați cartea, dar vreau să vă spun că implicarea mea a fost de la început totală, fără nicio condiție și fără rezerve. Iată ce am scris. Și domnul Popa a pus chiar unul din coperți această, salut această inițiativă sui generis de instituție istorică a unor pagini de autentică mândrie și de reală recunoștință pentru marele om evreu român, Wilhelm Friedemann, om politic și luptător autentic pentru cauza evreilor din România. Am convingerea că opinia publică din România va prelua cu mult interes și satisfacție informațiile extraordinare din această carte, un bogat, nu știu ce am mai scris, de multe ori nu ți-l recunosc. Nevastă mea spune mereu, ce scrie așa, ca să nu înțeleg nimic. Deci, așa, pentru evreii care au luptat pentru fruntariile României, în anii atât de dificili ai primului război mondial, recomand această carte, pentru că se înscrie perfect în centenarul Marii Unii. Martor mie autorul și am zis că îmi face foarte repede. Sigur, evident, asta s-a întâmplat înainte să bag cartea în tipar, deci este unul din întemeietorii restituirii acestei cărți. Pe mine m-a onorat încrederea pe care mi-a acordat-o, mai ales că a fost o întâlnire în care acolo eram pe ideea asta pentru prima dată. Nu m-a recomandat nimeni dânsului, nici pe dânsul. Dacă îmi permiteți o glumă, nu mi l-a recomandat nimeni, decât poate numai faptele sale. Mulțumim! Mulțumim încă o dată. A fost o onoare și o plăcere pentru noi să putem prezenta această carte. Îi mulțumim cu deosebit respect domnului Dan Petre Popa, Federația și Fundația Finderman, împreună cu editura Albatros, v-au pregătit un vin israelian, ca să putem spune lăhaim, și o mică tratație. Am fi bucuroși să mergem împreună la parter. Mulțumesc, aveți o seară așa cum trebuie.